Salutare șahiștilor! Știți deja cum să dați șahma din două mutări. Am un clip pe canal, vi-l las și în descriere. Haideți acum să vă arăt a doua cea mai rapidă metodă de a da șahmat. Țin să menționez încă de pe acum că numai un începător ar putea muta piesele astfel încât această metodă să funcționeze, dar e bine de știut pentru toată lumea. O să las pe ecran o animație cu matul din trei mutări pentru a fi mai ușor de înțeles. Dacă ați aflat ceva nou de la mine, vă invit să îmi spuneți părerea voastră despre acest clip în comentarii și să intrați pe canal pentru a viziona mai multe videoclipuri la fel de interesante.